Parcul Național Cheile Picazului surprinde și farmecă prin cel mai cunoscut și atrăgător de fileu din Carpații Orientali, dar și prin cel mai mare lac de baraj natural din România, Lacul Roșu. Impresionantul domeniu montan, cunoscut și sub numele de Paradisul Alpiniștilor, este cel mai bun poligon de antrenament pentru vânătorii de munte. Aflați într-o tabără de instrucție montană, militarii batalionului 24 vânători de munte, general Gheorghe Avramescu din Miercurea Ciuc, au cucerit una dintre cele mai dificile stânci de escaladă din România. E o provocare de fiecare dată să fii acolo sus și să-ți faci treaba în condiții cât mai bune. E o probă a curajului de fiecare dată când ești pe stâncă și, în primul rând, îți testezi limitele. Peretele poștei, cu lungimea traseului de cățărare de peste 350 de metri, ridică multe probleme chiar și celor mai iscusiți alpiniști, datorită conglomeratelor superplombate, rocii compacte și tavanelor uriașe. Pentru vânătorii de munte, orice stâncă devine o adevărată redută care trebuie cucerită. Curaj, tenacitate, târzenie, dar mai ales multă pregătire la stâncă. A fost frumos, în tot același timp și greu. Ce vă determină să urcați o astfel de stâncă? Pasiunea pentru alpinism. Îmi place foarte mult alpinismul. De ce ați ales vânătorii de munte? Este o armă frumoasă și grea. Pentru cavalerii Florii de Colț, cum au mai fost numiți vânătorii de munte, un astfel de perete stâncos reprezintă o provocare și un test al abilităților. Fiecare plombă a stâncii devine o treaptă. Urcușul este dificil, riscurile sunt uriașe, dar în astfel de momente primează valoarea profesională, loialitatea și spiritul de echipă. Cum a fost sus pe stâncă? Este foarte frumos. Numai dacă ajungeți acolo, vedeți și vă dați seama cât este de frumos. Cu mult sacrificiu, cu foarte multă atenție, dar totul este frumos când ajungi sus. Ce vi se pare mai dificil, escalada sau rapelul? Ambele sunt dificile. Dacă nu ești atent și nu ești asigurat foarte bine, nu, toate sunt foarte periculoase. Câtă muncă, dar și câtă pricepere și cunoștință implică o astfel de acțiune? În primul rând pricepere și după aia muncă. Forță, trebuie foarte multă forță în brațe, în picioare, să ai prizele foarte stabile. De ce ați ales să veniți tocmai la vânător de munte? Că aici este frumos, mă trag și dintr-o zonă muntoasă și mi-a plăcut. Se spune despre Carpați că nu îi acceptă pe cei slabi, iar vânătorii de munte știu că ei sunt o forță. Se bazează pe experiență, pe curaj, dar mai ales pe spiritul de corp și camaraderie. Noi vizăm la aceste activități dezvoltarea deprinderilor militarilor de acțiune în echipă, în cazarmă, desfășurăm de asemenea exerciții pentru menținerea deprinderilor militare la stânca de alpinism. În condițiile în care la o escaladă ai nevoie de suportul unui coleg, cât de importantă e coeziunea grupului? Este cel mai important lucru, coeziunea, spiritul de echipă să fie dezvoltat, astfel încât colegul de lângă tine să simtă în siguranță. Muntele îți este prieten atâta timp cât îl cunoști și respecti, dacă nu, îți este dușman. Unul în escaladă, în duel cu muntele, iar celălalt jos, la capătul coardei, asigurându-și cu toată puterea prietenul, camaradul de arme. Cât de importantă e echipa pentru vânătorii de munte? În special în alpinism este foarte important, trebuie să fii foarte sigur pe persoana care te asigură, trebuie să ai încredere deplină, nu poți să te joci cu viața colegului, este foarte necesară încrederea. Mentalitatea de învingător este completată de un echipament performant. Coarda, cordelina, carabinele, blocatoarele, dispozitivele pentru executarea rapelului și pitoanele fac parte din arsenalul acestor unități montane. Sentimentul cuceririi muntelui conferă forță și tenacitate. În ce anume credeți când urcați? În propriile forțe, în pricepere, că putem să ajungem sus. Oamenii, stâncile și vulturii. Instrucția alpină, escalada și rapelul îl definesc pe vânătorul de munte. Aici învață să înțeleagă, să respecte și să prețuiască muntele.